salutare din mijlocul plantațiilor de ceai. Suntem în Norwood, la vreo 10 km de Hutton, unde avem cazarea. No, thank you. Vă ziceam și în vlogul anterior faptul că Hutton e un centru important pentru industria ceaiului în Sri Lanka, e cunoscut drept capitala ceaiului. Aproape jumătate din populația orașului lucrează în industria ceaiului, sunt fie culegători de ceai, fie lucrează în fabrici. Iar noi astăzi vizităm o fabrică de ceai, o plantație de ceai, una reală, pentru că nu e amenajat ceva în scop turistic, cum mai sunt și în alte părți pe aici. E o fabrică reală, o să avem un tur ghidat, o să vedem care e procesul de fabricare al ceaiului. Ne-au spus că putem filma, dar doar în afară, în principiu, adică în zona plantațiilor, și în interior, în fabrică, nu. Pentru că, fiind o fabrică care are concurență, nu poate să arate procesul din interior, pentru că diferă anumite proceduri. Așa că o să vedem acum dacă putem filma și înăuntru, sau măcar să facem niște poze. Dar o să ne bucurăm și de experiența în plantație de ceai. În zona plantațiilor de ceai sunt mici sate, care sunt formate din câteva căsuțe și de obicei am văzut că au și câte o școală. Și evident, temple. Și ei trăiesc grupat așa în zone ca un mic sat. Și acolo locuiesc. Hello. Acolo. Hello. Acolo trăiesc. Și doar când pleacă la cumpărături în orașele mai mari din apropiere, atunci se deplasează cu autobuzul. Pentru că, în general, ei nu câștigă foarte mult din culesul de ceai, din câte am înțeles. Vedem dacă obținem și astfel de informații din, da. De la fabrică. Oare aici o fi în față? Tu găsim intrare imediat. Am aflat cum a ajuns ceaiul în Sri Lanka, care înainte se numea Ceylon de când au venit britanicii. Ceaiul a fost adus din India, unde a fost adus înainte din China, pentru că ceaiul e la origine din China. Înainte de a fi plantat ceai în Sri Lanka, au fost plantații de cafea, doar că la un moment dat cafea a fost afectată de o... Da, nu știu exact cum să traduc. Nu era bună de consum. A scăzut foarte mult producția, ne spunea ghidul, și un britanic care era stabilit în Sri Lanka odată ce a fost colonizat de britanici, a propus guvernului din Marea Britanie să planteze ceai. Doar că guvernul britanic nu a fost de acord, era foarte mult de muncă și erau costuri foarte mari. Și atunci acest om care era stabilit lângă Candy a avut o mică plantație unde a produs ceai manual, adică nu a avut nicio mașinărie, nimic care să producă pe scară largă. 10 kg a produs în prima parte și a trimis mai mult de jumătate în Anglia pentru a fi testată de britanici. Ei și-au dat seama că ceaiul e foarte bun, că diferă puțin de cel din India și atunci a fost de acord să producă ceai pe insula, pe insula Ceylon, cum se numea atunci, doar că au întâmpinat o altă problemă și anume faptul că localnicii nu erau pregătiți pentru a cultiva ceai, ei fiind obișnuiți cu plantațiile de orez și de cocos în zona deluroasă și muntoasă a insulei. De fapt, în zona muntoasă, aici unde ne aflăm noi, în zona Hutton, erau doar arbori, erau junglă, practic, nu era nimic plantat. Era pădure, da. Pădure, da. Și au defrișat tot și după au început să planteze, da, să planteze ceai. Ulterior, au găsit soluția să aducă oameni din India, pentru că India era deja colonie britanică la vremea respectivă, unde se cultiva deja ceaiul de mulți ani, și oamenii de acolo aveau experiența plantațiilor de ceai și atunci au adus peste 100.000 de oameni din India care se numeau Tamil. Astfel au ajuns practic indienii, s-au mutat în zona muntoasă și centrală deluroasă pentru o plantație de ceai, ca să ne spunea ghidul că ei la bază sunt Tamil indieni. Da, deci asta le scrie și pe certificatul de naștere, Tamil indieni. Da, așa îi numește și guvernul, Așa arată sămânța de ceai. Da, în interior ar fi două semințe, din ce zicea ghidul, și ar trebui să se usuce, să-i dai jos exteriorul și să plantezi sămânța. Da, și după aceea crește
așa ca un mic arbust, care începe să facă frunze. Frunzele acestea verzi, deschis, sunt cea mai bună calitate, din aceea fac ei ceaiul negru de calitate 100% foarte bun și celelalte frunze de culoare mai închisă puțin, cum sunt și aici mai jos, la bază, ei ziceau că le folosesc ca și compost. Ceaiul din Sri Lanka e foarte renumit pentru că e cules manual, în cea mai mare proporție, adică ziceau că peste 90% e doar manual cules și atunci ei rup manual doar cu mâna, doar partea asta de sus, care e așa un verde crud, și cealaltă parte îl folosesc ca și compost. Pe când alte țări zicea că folosesc diferite mașinării și foarfeci pentru a curăța, pentru a culege ceaiul. Taie tot așa, da, cu mașinărie. Taie cumva de aici și îl amestecă cu diferite substanțe chimice și atunci calitatea ceaiului e mai slabă. O plantă de ceai durează, are viață de între 40 și 60 de ani în plantație, pentru că planta în sine ține și 200 sau 300 de ani. Arată toate la același nivel, tocmai pentru a le putea culege. Și culesul înseamnă la fiecare 7 zile. Adică o femeie care a cules ceaiul acum 7 zile nu vine mai repede de o săptămână să culeagă următorul ceai, pentru că frunza încă nu e suficient de dezvoltată, dar dacă o lasă mai mult de 7 zile, se transformă în frunza aceea de culoare închisă, care nu mai e bună pentru ceaiul de calitate. Da. Și atunci, la fiecare 7 zile, trebuie să știe unde au cules și unde n-au cules. Iar în plantație unde e cules, se vede că nu mai sunt frunze de culoare deschisă. Partea asta a fost culeasă, e verde mai închis. Partea aia urmează să fie culeasă. E verde mai deschis, mai crud. Nici nu știu că este ceai alb. Da, nici eu n-am auzit de white tea până acum. Ceai alb, negru și verde. Se ia, pentru ceai alb, se ia doar chiar un vârf. Nici nu adică găsești doar vârful ăsta. Da, atât. Asta și foarte scump. Cât zicea că e pe kilogram? Undeva la 100 de dolari. Așa zicea, aproximativ 100 de dolari. 100 pe kilogram. Pe kilogram. Și fiind foarte scump, nu prea e cerere pe piață și ei doar îl produc la cerere. Adică dacă vine cineva și zice o firmă care vrea, o fabrică care vrea să producă ceaiul respectiv, atunci îl produc, altfel nu. În schimb, ceaiul verde e mai cerut, dar nu la fel de cerut ca ceaiul negru. Și se produce în aceeași plantă. Deci planta asta e folosită și pentru ceaiul alb, și verde, și negru. Diferența între ceaiul verde și negru e faptul că cel negru are nevoie de oxidare. Da, exact. Asta e diferența. Și ceaiul negru e cel mai cerut pe piață. Și produc zilnic sute, mii de tone, nu știu exact. Dar ceaiul negru îl produc zilnic, cel verde ziceau că tot așa sunt perioade în care nu produc atât de mult. Pentru că fiind puțin mai scump, cererea nu e atât de mare. Încă un lucru interesant, ați văzut poate și în vlogurile anterioare că erau zone unde plantele erau tăiate complet. Da, cred că în vlogul anterior am și arătat asta. La intervale regulate de timp, când văd ei că nu mai produc atât de multe frunze bune pentru ceai, taie arbustul și lasă 5 ani de zile fără nimic pe solul respectiv pentru a se regenera solul. Un alt motiv pentru care îl taie, pentru a nu crește înălțime, și pentru a face mai multe ramuri. Cu cât sunt mai multe ramuri, cu atât sunt mai multe frunze. Da, și înseamnă mai multe producții de ceai și implică mai mulți bani. Da, pentru că ziceau că dacă nu tai arbuștii, poți să crească foarte înalți. Da, să ajungi la el cu scara, cât un copac. Și atunci nu mai e comod de cules. Fabrica de aici, unde suntem acum, produce frunzele de ceai, produce ceaiul în sine pentru cele mai mari fabrici de lume, pentru branduri cum e Lipton. Da, ce da. Mai sunt brand de aici, din Asia, dar nu l-am reținut exact. Da, da, Lipton știe cam toată lumea. Noi suntem în zona montană a țării, unde se zice că e cea mai renumită zonă pentru ceai, dar ceai se produce și se cultivă și în zonele joase și în zonele de dealuri sau medii, ca altitudine. În zona Gale și Matara, unde am fost în sudul insulei, acolo se numește ceai de joasă altitudine, ca da, să o traduc așa în română. În zona Kandy și Ela e zonă medie, ca altitudine. Și aici suntem în zona de altitudine mare pentru cultivarea ceaiului. Se exportă ceaiul de la altitudine mare, da, din ce zicea, și ceaiul de la altitudine joasă și medie îl consumă ei în țară, pe plan intern. Pentru că e foarte amar. Da, e foarte amar și zicea că europenii nu n-ar fi obișnuiți cu gustul. Da, exact. Noi
Nu îl filmăm pe ghid, pentru că poate ar fi fost mai autentic așa și încercăm să vă redăm tot ce zice el, sau mare parte din ce zice, pentru că nu vrea să apară și noi respectăm asta. Da, și ideea că fiind o fabrică și lucrând în fabrică, da, nu e la fel ca și un ghid turistic, da, în exact. Sensul de doar turism. Pentru că aici e fabrică, vedem exact și în spate ce se întâmplă, nu doar partea turistică. În fața noastră sunt doamnele care culeg ceai. I'm helping. Că l-am vrut să ajute. Am foarte tare. Așa se cară pe frunte. Da, doar că nu e foarte confortabil. Păi nu e confortabil, îți dai seama. Nu, nu, dar am văzut că la alte plantații aveau așa un fel de sac amenajat care pe frunte era așa o bandană, știi? Da, era un fel de coșuri. Da, uite aici se cântărește. This is not heavy. That one is heavy. Vedeți ce ziceam mai devreme, e doar frunza aia verde crud. Și miroase foarte bine, așa verde. Și acum? Le cântăresc? Da. Și nu te adun după amețel fiecare câte kilograme adus. Deci domnul e supervizorul? Da. Și aici lasă ceaiul și cântăresc kilogramele de ceai. Dar de ce nu pun sacul direct în... Îl pun. Coșul ăla, adică de ce l-au vărsat aici? So what's happened? Lady bring the leaf. Yes. And they show how much she plucked here. Mm-hmm. And the supervisor check. And he check the kilos and he know. And he give the sheet for the lady. Then they put the leaf and they check because they pay by kilograms. So they need light color leaves. The ladies pay by kilograms, so they sometimes pluck dark color leaves. So they check the quality. Okay. The ladies are employed here or just... Here they work for the kilograms, for the employee here. Mm-hmm. Yeah. But they pay by kilograms. Okay. Deci e bine, miroase, așa-i? Da, și de asta îl răstorn aici. Da, ca să verifice calitatea. Da, pentru că zicea că sunt, dacă au frunze mai închise la culoare, calitatea mai slabă și le scade din... Deci ele nu sunt plătite, n-au salarii, ele sunt plătite pe kilogram. Cum ele practic îl mai iau o dată la mână. Și am văzut că rup inclusiv codițele alea care sunt mai lungi, ca să rămână cât de mult frunza. Mă, tocmai asta a făcut, arunca ce nu trebuia. Deci o femeie câștigă 5-6 dolari pe zi. Pe zi, da. Dacă culege 20 de kilograme. Dacă culege mai mult ceai de calitate, adică frunzele acelea verzi deschis, atunci câștigă mai mult. Aici sunt undeva la 500 de femei care culeg ceai și doar vreo 200 de bărbați. Da. Femeile lucrează pe rânduri, fiecare într-o anumită zi primește o porțiune de cules și bărbații vin și lucrează pe hectar, adică fie... Taie tot hectarul, da, fac muncile alea mai grele. Curățenie, da. Curăță drumurile, pentru că, după cum vedeți, aici suntem pe un drum asfaltat.
au și drumuri care nu sunt asfaltate, dar sunt drumuri care sunt asfaltate în mare parte. E un fel de mic orășel. Da, exact. Se întâmplă cu tuk-tuk-ul, vin cu motocicletele, merg la cumpărături, deci ei trăiesc aici ca într-un mic orășel. Și atunci bărbații se ocupă de muncile mai grele din punct de vedere fizic. Toată plantația e organizată pe sectoare și zone și e așa, știu exact unde trebuie să meargă în ziua următoare. Supervisorul pe care l-ați văzut că acolo cântărea kilogramele vine și repartizează femeile în fiecare dimineață. Și munca începe la 8 și se termină la 4:30, am înțeles. Da. Și au pauză de masă, pentru că le-am văzut undeva acolo mai sus că aveau mâncau. Micul dejun, da. Micul dejun sau prânz, nu știu exact dacă, cum era. Femeile nu sunt obligate să vină la muncă. Adică dacă nu vin într-o zi, nu se întâmplă nimic grav. Nu trebuie doar să anunțe pe altă colegă, să zic. Da, să vină cineva în locul ei. Da. Pentru că... Fiind plătit pe kilogram și ziua de lucru, nu e o problemă că nu vii tu, pentru că practic nu câștigi bani. Compania nu e interesată neapărat de cât a cules fiecare persoană sau dacă vine o anumită persoană la muncă sau dacă vine alta. Ideea e ca la final de zi ei să aibă un anumit hectar cules. Da, și contează kilogramele, sau sutele de kilograme culese într-o săptămână, pentru că ceaiul respectiv se vinde și de acolo vine profitul. Da. Și asta ne spunea ghidul, că în perioada pandemiei COVID, când turismul a fost la pământ în Sri Lanka și chiar și vânzarea de roci semiprețioase și prețioase, plantațiile de ceai și fabricile de ceai au susținut economia. Și asta pentru că femeile lucrează la distanță una de alta. Și atunci da, nu respectau condițiile. Normele alea din pandemie. Și acum o să continuăm turul, vedem ce ne mai povestește și unde ajungem, pentru că plantația e imensă. Ne plimbăm deja de vreo jumate. Da, o oră jumate. Și se pare că nu sunt șerpi în plantațiile astea, de ce? De la munte, cel puțin. Asta l-am întrebat și eu, pentru că am citit că ar fi dese cazurile de colegători de ceai care sunt mușcați de șerpi veninoși, dar el zicea că aici nu, cel puțin nu la sunt montană. La altitudinea asta, dar în zonele montane, pentru că mor, că e prea frig. Cum vă ziceam, e o comunitate reală aici. Există și o școală aici, există un magazin, există un spital. În fiecare familie sunt cam 7-8 persoane. Și majoritatea culegătoarelor de ceai sunt în vârstă, pentru că generația tânără, să zic așa, alege să meargă în orașe, să aibă alte joburi mai bine plătite, poate nu așa de grele. Aleg să meargă la studii și familiile mai în vârstă rămân aici, în jurul caselor, și în felul ăsta și întrețin familia. Bye. Hello. Bye. %70% din întreaga plantație de aici e organică și doar pe 30% din plantație folosesc pesticide. Și am văzut locuri unde sunt anumite plăcuțe și scrie clar no chemicals. Asta e arborele de ceai. Știți, pe care îl găsim în multe cosmetice. Frunza e asemănătoare cu frunza ceaiului care se culege, doar că din copaci nu culeg, pentru că frunza e mult mai aspru, mai închisă la culoare. Ceaiul devine mai amar, ce vă ziceam și mai devreme. Acum am venit aici să gustăm ceaiul. Aici stăm. Văd că am primit aici și lapte, ca să bem în stilul britanic. Eu n-am băut niciodată ceai cu lapte. Nici eu. Vezi ce culoare are? Deci ar trebui să fie ceaiul. Da, e așa roșiatic cumva. Probabil ăsta e ceaiul negru, ăla de calitate de care zicea. Cred că da.
O să încerc, poate e chiar bun și îmi dau seama că îmi place. Poate, dacă e ceva din asta original și de calitate, poate da. Că... diferentă de culoare, după ce ai pus lapte. Da. Interesant. Nu-i deloc amar. Nu-i deloc, n-ai nici măcar un pic de... așa... pentru de gust amar. Și chiar așa... cum să zic, curat, gust curat. Da, asta ziceam și eu mai devreme, că are un gust proaspăt, așa. Da, aș putea să beau și ceai cu lapte. Și o să ai ceai gust... negru. Păi da, da. Verde sigur. Asta ziceau ei, că aici ceaiul ăla original din Ceylon e ceai negru. Cu asta sunt ei cei mai populari. Da, și faptul că nu l-amestecă cu și că-l culeg de manual și au frunzele cele mai de calitate. Și atunci... Da, e foarte bun. Da. Și îmi place mai mult cu lapte, dacă e să compar ăsta cu ăsta. Da. Și foarte fain loc aici, așa. În spate avem bambuș și tot felul de plante tropicale, nici foarte cald. Aici, în casa asta, care e din perioada colonială, nu? Da, e bungalou făcut de britanici scoțieni. Aici sunt camere și turiștii se pot caza. Da, am zis că ar fi două camere aici și două într-un bungalou ceva mai jos. Și ne spunea ghidul că în zona asta nu se poate construi... nu se pot construi hoteluri sau da, alte unități de cazare. Da, clădiri astea moderne. Adică ei vor să păstreze zona asta de plantații de ceai exact așa cum e. Și atunci cam toate cazările sunt în case din astea tip colonial, bungalou. Și chiar și hotelele foarte scumpe. Că sunt vreo două aici. Da, sunt două și la distanță. Da. Am văzut turiști care vin cu elicopterul la hotel. Acum ne-am urcat într-un tuk-tuk care ne duce la fabrică. Ne așteptam, noi nu știam că nu ne așteaptă. Da, noi n-am știut că așa se întâmplă. Credeam că o să mergem undeva pe jos. Aici în fabrică am avut explicațiile cu procesul, întregul proces de producere a ceaiului și n-am putut filma, dar să vă explicăm procesul, imediat. Da, mi-ar fi plăcut foarte mult să explicăm acolo tot procesul de fabricare al ceaiului, pentru că a fost super interesant. Așa că să încercăm acum să redăm pe larg etapele prin care trece ceaiul. Ați văzut atunci cum era cântărit și ales în prima fază ceaiul. După era din nou pus în saci și un camion merge la fabrică, care ați văzut că era un pic mai departe, merge la fabrică și acolo se colectează tot sacii. Și se cântăresc încă o dată. Se cântăresc încă o dată. Vor să aibă exact numărul de kilograme și de asta se mai cântăresc încă o dată. Și după ce se știe exact greutatea și toată cantitatea de ceai, intră de la etajul 2 în sus, pentru că jos se colectează. Da. Și la fiecare etaj există ca niște șgheaburi imense din lemn, unde ceaiul stă întins. De o parte și de alta sunt niște ventilatoare foarte mari, care împing aerul pe dedesubt. Da, și ceaiul stă pe o plasă, pe o sită. Da, stă pe o sită, dedesubt e ventilație, că dacă puneai mâna așa sub toate frunzele, simțeai ventilația. Și asta se întâmplă ca să scoată umiditatea din frunze. După ce au scos umiditatea din frunze, aproximativ 50% din umiditate, începe practic procesarea frunzelor. Procesul se numește rolling, adică le... scutură și le rulează, da. Da. E o mașinărie unde se bagă frunzele și se învârte așa, semicircular sau circular. Și acolo frunzele se strâng așa. Deci dacă sunt așa ca deschise, ele se strâng pentru ca ulterior să fie tăiate. Deci de acolo, după ce sunt deja rulate, se bagă într-o mașinărie ca un fel de mașină de tocat. Da, exact, așa seamănă. Și sunt diferite dimensiuni. Mai întâi o dimensiune mai mare, adică le taie la o mărime. După care trec în altă mașină, similară, doar că frunzele sunt tăiate și mai mărunt.
După ce ceaiul este tocat de două ori, tăiat, da, se cerne, adică se pune pe o sită foarte mare, pudra se separă de ceea ce rămâne așa ca un fel de frunze. Și din sita respectivă, ce rămâne mai mare, se duce iar la tăiat. La, da, mai altă, tăi, altă mașină mai mică. Altă mașină, da. Deci nu cele două anterioare. Nu. Bun, asta e procesul până când frunzele sunt cumva în starea lor naturală, adică nu sunt procesate deloc. Da, exact. Asta e procesul pentru ceaiul verde. Și atunci doar se scoate umiditatea din frunze, se rulează în mașinăria aia și după ajung la tăiat. Fără oxidare. Pentru că acum, după ce ceaiul a fost tăiat, merge întins pe niște mese foarte lungi, unde intră în contact cu oxigenul. Pentru că e un proces natural, adică sala unde se face oxidarea e deschisă, adică sunt geamuri mari, doar cu niște site. Nu sunt geamuri, sunt ferestre, doar cu sită, fără, da, fără sticlă. Totul e ventilat. Da, și dacă e foarte cald, da, un ventilator cu aer rece care mai diminuează un pic temperatura. Da. În sezonul când e foarte, foarte cald. Pentru că nu au, deci ne fiind un spațiu închis, acolo intră oxigenul și de aia zicea că ceaiul e mai apreciat, fiind un proces natural. După ce a fost oxidat, și de aici vă ziceam că începe procesul de fabricare al ceaiului negru, că planta e aceeași, după ce stă la oxidat, merge într-o altă etapă. Și acolo se tratează termic. E un fel de uscare termică, în sensul că nu e flacără directă, e abur, abur cald, la multe temperatură, 300 și un pic de grade Fahrenheit. Acum nu știu exact conversia. Da, ei folosesc Fahrenheit pentru că vor acuratețe maximă. Exact. Asta ne spunea, nu folosesc Celsius pentru că diferența între un Celsius și 2 grade Celsius e mare și ei vor să știe exact. Au tabele, tot felul, da, scriu ora, temperatura. După ce a fost tratat termic, ceaiul se separă. Pentru a separa frunzele de frunzele care sunt mai închise la culoare și au o calitate puțin mai slabă de celelalte, se folosește o tehnică foarte simplă. E o rolă pe care se află o folie de nylon, unde, datorită electricității, se lipesc acolo. Doar cele care au o greutate mai mică, adică cele cu greutate mai mare, trec de folia respectivă și devin ceai negru, merg în etapa următoare. Pe când cele cu o greutate mai mică se electrizează, se lipesc acolo pe nylon și pulberea respectivă este pusă în saci și folosită ca și compost. După ce trece ceaiul negru de selecția asta între ceaiul de calitate și cel mai puțin calitativ, se ajunge la selectarea în funcție de dimensiuni. Ceaiul care e bucăți mai mari, ceaiul foarte mărunt, e selectat, e colecționat separat. Și, practic, ne spunea ghidul că, în funcție de mărunțire, gradul mărunțire, de mărunțire, așa, ajunge în diferite părți ale lumii. Și urmează ultima etapă, când se bagă în saci. Se pun în saci de 20 de kilograme, saci erau de hârtie, așa, un fel de hârtie cartonată, cumva. Saci imenși, cum ar fi saci de ciment. Erau, da, saci imenși cu ceai. 20 de kg. Da. Și vânzarea ceaiului nu se face direct la companii, da, ziceam de Lipton, Yorkshire, da, am mai auzit un brand, vânzarea se face la licitație. Ei trimit din fiecare lot undeva la 5 kg, dacă am înțeles bine, la în Colombo și respectiva piață trimite la fiecare mare companie câte 50 de grame sau 100 de grame. Ei gustă, după care săptămânal, am înțeles, se face licitație de ceai și fiecare companie, de exemplu compania Noru, de la care am fost noi, are un preț de pornire de la care pornește licitația. Și fiecare mare companie de ceai din lume licitează în funcție de ceea ce au văzut ei ca și calitate, la gust, la textură, la proprietățile ceaiului. Am ajuns la secțiunea de gustat, de degustat ceaiul. Asta n-am mai făcut. Și zicea ghidul că se iau în gură și iei din fiecare și ții puțin în gură și după care scuipi ca să nu îți păstrezi gustul. Da, trebuie să scuipi acolo. Asta e amărui un pic. Amărui. Deci de la cel mai mare la cel mai pudră sunt așezate aici.
Și din ce zicea el, ăsta mai grunjos, mai da. Mare, are gust mai slab și ăla pudră are gust mai intens. Da, și asta e pentru primele două, pentru Europa. Da, primele două se exportă în Europa, următoarele două se exportă în lumea arabă. Da, Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu și cele mai pudră se exportă în India. Simți vreo diferență? În zonele, da, e foarte puternic, ăsta mai puternic. Deci din ce în ce mai puternic ar trebui să fie. În zonele unde se bea cu lapte, e cel pudră. Da, exact, pentru că în Europa se bea mai mult fără lapte și atunci se vede că e exact cum arată la plicuri, așa îl vedem. Eu n-am văzut niciodată atât de pudră ca și cafeaua. Uite, amar e asta? Din ce în ce mai amar trebuie să bea. Și ăla praf, care e tot mai amar, se bea cu lapte și cu zahăr, ca o cafea. Foarte amar. Large particles, small particles. Well, larger particles. Larger particles, like a cup, small particles are very strong. Yeah. Someone like larger particles, someone like small particles. Ăsta e super amar, așa? Energy free. Very strong. Yeah, this one is like, oh my god, amar de, da, deci cu cât pe ei din, deci pe asta sunt mai amare. Da. Și asta arată cum arată de când le strecori, vezi? Asta e exact ca și cafeaua. Acolo mici bucățele și pe măsură ce mergi de aici e ca și cafeaua. Între momentul în care se culege ceaiul și ajunge în sac, ca și ceaiul gata pentru a fi vândut livrat, durează doar o zi. Practic, într-o zi este cules, a doua zi este în sac. Copilașii mergeau de la școală și mergeau cum eram. Iar până ajunge la noi să-l bem, adică la fabrici, la companiile astea Lipton sau care ne aduc, ne vând pliculețele de ceai, poate dura până la 6-8 luni. Deci, practic, un ceai care este produs în Sri Lanka astăzi ajunge să fie băut în Europa sau în alte părți ale lumii undeva la peste 6-8 luni. Ei nu se opresc niciodată din tot procesul ăsta. Se lucrează 365 de zile și non-stop, da, nu contează că e sărbătoare sau nu, pentru că nu trebuie să pierzi nicio frunză, da. Ca să zic așa. Cam asta a fost așa explicația pe scurt sau pe lung, nu știu exact, a modului în care se procesează ceaiul în fabrică. Era foarte interesant dacă puteam să redăm exact explicațiile ghidului la momentul respectiv, dar fiind o fabrică reală, a fost interesant să vedem atmosfera și întreg procesul, pentru că dacă era turistic, era mult mai puțin autentic, era mai mulți turiști, era mai mult focus pe partea de copiii mă tot strigă. Era mai multă atenție pe partea de vânzare a ceaiului și aici, de exemplu, nu ne-au vândut ceai deloc, adică doar ne-a dat să gustăm la pauză și să degustăm ceaiul la finalul turului în fabrică. Și apropo, pentru turul acesta am plătit suma de 7.000 de rupii, asta înseamnă 20 de euro, aproximativ 20 de euro la cursul zilei. Și turul durează undeva la 3 ore, 3 ore jumate. Chiar recomandăm acest tur dacă ajungeți în Sri Lanka și mai ales în zona Hatton. E o experiență foarte interesantă și chiar autentică, pentru că vedeți procesul dintr-o plantație și fabrică de ceai dincolo de partea turistică. Și plus că aflați informații referitoare la modul de viață al oamenilor care trăiesc în zona asta de plantație, adică cum trăiesc, că trăiesc în casele respective, ca așa o mică comunitate, cât câștigă. O să lăsăm în descriere numărul de telefon pentru rezervarea turului. Deci o să găsiți oricum informațiile în descriere și dacă ajungeți în zona Hatton puteți să veniți. Fabrica se numește, sau plantația se numește Norwood Estate, Norwood fiind localitatea unde ne aflăm. Noi am ales să venim aici pentru că am văzut foarte multe review-uri de 5 stele. Toate. Toate. Da, și era vorba de un tur de 3 ore, ceea ce e mult. Da, e foarte mult și ne s-a părut foarte ieftin pentru un tur de 3 ore. Da, pentru că ne spunea și ghidul că ei turul acesta nu-l fac de mulți ani, doar că au tot avut cereri să înțeleagă procesul și comparativ cu alte tururi, unde durează maxim o oră,
și e totul pe grab, aici ai timp să vezi întreaga experiență și din spate cu oamenii care produc ceaiul până la urmă. Cam atât pentru azi. Sperăm că am reușit să redăm pe cât posibil tot ce am aflat noi, chiar dacă nu am putut să filmăm peste tot. Spuneți-ne dacă vi s-a părut interesant tot procesul sau dacă ați mai fost într-un astfel de tur, pentru că, având în vedere că ceai se mai cultivă și în alte țări, sigur se mai organizează astfel de tururi. Vă mulțumim că v-ați uitat, mulțumim că ne susțineți și ne vedem data viitoare!